Bună seara, stimați spectatori, dintr-un loc cu totul special. Îndrăznesc să spun că, în sfârșit, am la îndemână tot ce mi-am dorit vreodată, copil fiind. Parcă am îmbătrânit și uneori nu ne mai ține sufletul să mâncăm atât de multă turtă dulce și dulce. Vreau doar să vă fac părtaș bucurii serii acestea, să învățăm împreună, în amintirea Sfinților 10 mucenici din Creta, să învățăm împreună că de mult contează până la urmă o turtă dulce, o bomboană, un gând bun, un cântec. Nu știu dacă l-auziți neapărat, dar noi l-auzim aici. Sau mireasma aceasta de târg al iertării. Pentru că nu e așa, în astfel de locuri de Crăciun, se dă multă iertare celui de lângă tine și celui dinaintea ta. Celui care ți iese de întâmpinare și celui pe lângă care ai trecut cândva, fără să-l bagi în seamă. Cuvântul de învățătură, mie mi se par atât de potrivite cuvintele, cuvântul de învățătură așadar vine din Tit, capitolul 1, versetele 15-16. Toate acestea sunt curate pentru cei curați, iar pentru cei întinați și necredincioși nimeni nu este curat, ci li s-au întinat lor și mintea și cugetul. Ei mărturisesc că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele lor îl tăgăduiesc, urcioși fiind, nesupuși și la orice lucru bun, netrepnici. Ce diagnoză dură pentru cei care cârtesc, lovesc, scuipă, dau din picioare și câteodată rănesc pe toți aceia care într-un fel sau altul încearcă să mai țină echilibru în viețile și în culturile noastre. Poate e momentul să o spunem mai răspicat, asemenea Sfântul Apostol Pavel către Tit, că niciodată cei întinați și necredincioși, pentru ei nimeni nu e bun, ei sunt singurii buni și dintr-o dată există un noi și voi care rupe de fapt existența unei nații sau, dacă vreți, fracturează patriotismul cotidian. Suntem în seara aceasta și martorii unui alt gând, acel al unui bătrân din Pateric. Și pentru micile gânduri ne dă Dumnezeu cununi. Bine este des să se silească cineva pe sine în orice lucru pentru Dumnezeu, căci împărăția cerurilor se ia prin stăruință și cei ce se silesc pun mâna pe ea. Suntem în lumea turtei dulci, dar în aceeași vreme suntem și a pâinii amare. Suntem martorii zâmbetului copilului, dar și al întristărilor. Vă rog, zile acestea, cât mai avem vreme până la întâlnirea cu Hristos, schimbați-vă un pic, măcar din vârful inimii. Dăruiți-i dulceața aceasta binecuvântată a împrietenirii cu El și nu uitați, departe sau aproape de noi sunt cămine fără foc, iar undeva este o țară în care beculețele și torta dulce n-au venit întâmpinarea copiilor. Pentru copiii aceia, un gând bun și o îmbrățișare, iar pentru voi, pentru fiecare dintre voi în parte, pentru dumneavoastră, pentru fiecare dintre dumneavoastră în parte, un gând bun și o binecuvântare. Suntem în 23 decembrie. De aici se aude deja cum intră Dumnezeu în lume. Mâine este o nouă zi.